Andreea Antonescu a fost surprinsă de paparații Spy News într-un spital de copii din capitală. Se pare că vedeta a ajuns de urgență pe holurile spitalului pentru a susține moral o prietenă. Cântăreața era vizibil afectată și, în timp ce vorbea cu prietena ei, o urmărea cu privirea pe micuța care alerga dintr-o parte în alta. Era îmbrăcată lejer, un tricou alb, o pereche de pantaloni slim, pantofi sport și geantă. Însă artistei nu i-a lipsit nici sticla de apă din mână. Părea total nepregătită să se afle în acel loc. Și chiar dacă nu era vorba despre fica ei, s-a comportat precum o mamă îngrijorată.